Povestea de viață a Anei Cristina Cârstea este una demnă de un scenariu de film. Cântăreața a fost părăsită de tată, a dus o viață grea și spune că au fost zile când poate nu avea ce să mănânce. Din păcate, problemele nu s-au terminat însă pentru frumoasa artistă. Ana Maria Cârstea spune că în viața ei nu a venit niciodată o bucurie, fără a fi urmată de un necaz. La scurt timp după ce a trecut printr-o perioadă dificilă cu unul dintre băieții săi, mai exact cel mic, a făcut o pneumonie astmatică și risca să-i se blocheze căile respiratorii, situația fiind atât de gravă, încât artista a fost nevoită să-l păzească efectiv timp de 5 zile, zi și noapte. Artista a suferit o intervenție chirurgicală aparent minoră, dar care i-a pus viața în pericol. Pentru Ana Cristina Cârstea, experiența a fost una traumatizantă și asta pentru că în urmă cu mai mulți ani, artista a trăit clipe de groază în aceeași secție, la același spital și în aceeași sală de operații. Cântăreața a fost la un pas de tragedie după ce a suferit o ruptură a pleurei de pe plămâni, mai exact plămânul a fost invadat cu lichid și aer, fapt care nu îi mai dădea voie să respire.